După cum se știe, în Comitetul Executiv Național, în urmă cu 3 săptămâni, s-a anunțat că până la 15 septembrie toți doritorii, toți candidații pentru Parlament, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, vor trebui să-și depună o cerere la organizația în care activează și un CV atașat. Am spus-o de la bun început, dorim candidați cu care să ne mândrim, dorim oameni care să aibă ceva în spate, o meserie, o activitate, o notorietate obținută în urma unor activități pozitive. Din punct de vedere al contribuțiilor financiare, nu a fost niciun fel de discuție. Selecția se va face în primul rând pe calitatea oamenilor. Evident, bugetele de candidatură în linia noi legi nu mai sunt acelea imposibile din trecut când se făceau alegerile pe colegii uninominal. Și cred că vom putea veni într-adevăr cu oameni de foarte bună calitate. Este prima noastră dorință, să avem o garnitură cu peste 450 de candidați pe tot ce înseamnă listă în România. Și dacă vom avea acești oameni propuși, cred că vom avea și rezultatele pe care le așteptăm.